Bună ziua! Numele meu este Grămadă Ștefanel și o să vă prezint un tutorial de folosire al aplicației KM Player pe Android, în care voi arăta cum se descarcă aplicația pe telefon și cum se poate folosi. În continuare, avem câteva informații despre aplicație, descrierea și câteva perspective de utilizare și cel mai important, cum se pot adăuga marcaje pe un videoclip de pe telefonul mobil. Ca multimedia player este cunoscut ca DKM Player sau pur și simplu KMP, este un player media pentru Windows, Android și iOS, care poate reda majoritatea formatelor actuale, inclusiv VSD, HDML, DVD, AVI. Aplicația Cam Player este de asemenea cunoscută pentru faptul că poate fi folosită pentru a analiza fișiere video sau audio. Un alt lucru interesant este funcția marcaje, care ne ajută să marcăm o anumită parte din videoclip, doar aceea care ne este de folos, iar când vom avea nevoie, o vom putea găsi cu ușurință. Vom începe cu instalarea aplicației pe care o găsim pe magazin Play, scrind pur și simplu cum Player. Așa va trebui să apară. După instalare, vom intra direct în meniul principal, unde avem următoarele. Meniul cu instrumente în partea de sus, fișiere, marcaje, subtitrare, KMP Edit, temă și descărcare. Apoi continuăm cu fișierele pe care le avem un telefon. Puțin mai jos putem adăuga linkul unui videoclip de pe internet și îl putem edita. Iar jos de tot avem patru butoane de meniu. Acasă, unde este meniul principal, video, unde putem edita videoclipuri, muzică, unde se poate edita conținutul audio și contul meu. În continuare vom deschide videoclipul pe care vrem să îl edităm și va arăta așa. În parte de sus avem numele videoclipului, întoarcere pe orizontală sau verticală, blocare într-o anumită poziție, însă cel mai important, cum se adaugă un marcaj video pe Android. Următoarea imagine ne arată ce se întâmplă după ce adăugăm un marcaj. După ce am adăugat un marcaj, vom merge la meniul principal din nou și vom apăsa pe căsuța cu marcaj, iar acolo găsim marcajele salvate sau dacă meniul este în engleză vom vedea scris videomarks iar în momentul în care apăsăm pe unul dintre marcajele salvate ne va duce direct pe videoclip la secundele salvate anterior. În concluzie, o Player este în primul rând o aplicație gratuită, se poate descărca atât pe PC cât și pe telefon. Se pot analiza fișiere, video și audio, se pot adăuga oricâte marcaje dorim, totodată se pot introduce subtitrări și multe alte funcții de editare audio-video. Consider că aplicația se poate folosi în diverse domenii, precum la școală, la munca de birou și nu numai. Poate fi folosită și în scopuri de divertisment. Cum este o aplicație simplă de folosit, orice începător o poate utiliza fără a avea prea multe bătăi de cap.